Hei, salut prieteni! Este ora... cât e ora? Vreo 6, nu? Da. Sunt cu mama în mașină, tocmai ce m-a luat de acasă, pentru că am o problemă. Am încă abonament la Orange și... mă rog, am niște beneficii, plătesc 25 de euro, da? Abonament. Am 4 giga de net, cel puțin aveam. În momentul în care s-au terminat cei 2 ani de contract, mi-au scăzut cei 4 giga la 2 giga. Cert e că în loc de 110 lei cât plăteam în mod normal, ultima factură a venit aproape 3 milioane. Și eu am consumat 4,1, deci n-ar fi trebuit să vină foarte mult peste. Ei susțin că ți-au trimis SMS. Așa zice? Cu modificarea, da, modificarea asta, opțiunilor, o să rău, cum se cheamă. Așa. Eu i-am spus că nu, n-am primit niciun SMS. Zice, dar de unde știți dumneavoastră? Cum adică de unde știu dacă telefonul ăla e în casă la mine? Aia, tata mi-a spus că telefonul ăla e la băiat. De unde știți că nu v-a mințit băiatul? Deci, și-am zis, dom'le, vrei să te pocnesc? Zi-mi așa dacă vrei, ca să știu ce... Da, mă rog, vedem. Și asta ar fi cam a doua minciună pe care mi-o servește Orange și tot cam atât m-a costat și prima minciună, nu? Mai mult atunci. Mai mult, 3,5 parcă. 3,5. S-a închis lumina. Când mi-am făcut abonamentul, aveam pe lângă toate beneficiile 250 de minute, SMS-uri sau mega în roaming. Pe lună, așa mi-a zis, pe lună. Am consumat într-o lună sub 200, am plecat lunile alea, am plecat în, nu știu, am fost în Bulgaria și după aia în Grecia, parcă, sau ceva genul ăsta, la începutul contractului. Cert e că în a doua lună m-am asigurat să consum tot sub 250. Cert e că a doua lună a venit factura 3 milioane jumate. Și după aia m-am dus la Orange și face, păi stați puțin că nu e așa, sunt 250, dar în primul an și apoi se mai reînnoiesc ăștia 250 în al doilea an de contract. Adică aveam 250 în primul an, 250 în al doilea an. Pe tot anul. Pe tot anul, 250 de mega sau minute pe tot anul. Consume așa cu lingurița. Da. Mie, vânzătorul, agentul ăla de acolo care m-a fraierit și pe mine și pe mama că am fost împreună, mi-a zis pe lună. Clar, mi-a zis împreună, mi-aduc aminte și eu și aduc aminte și mama. Abonamentul e pe numele meu pentru că tu atunci aveai nu știu cu ce, cu buletinul, trebuia reînnoit sau... Trebuia să reînnoiesc buletinul, am impresia, da, și... Da, și s-a făcut pe numele meu. Am făcut abonamentul pe numele lui mama, trebuia să-l fac pe numele meu de atunci, da. Așa a fost. Da, cert e că acum mergem din nou pentru că a venit factura o grămadă și... să vedem ce rezolvăm. Eu aș vrea să mă portez pentru că... nu pot să mai am încredere în nimic din ce spune nimeni de la Orange. Nu există niciun fel de comunicare. Da. Zice, sună la telefon. Păi și care telefon? Orange am impresia că este singura companie la care nu poți să suni. Deci nu poți să suni. Eu am încercat pe toate căile posibile atunci când am avut problema cu aia 250 de ce vreau eu și n-am reușit să dau de absolut nimeni. Nimeni, nu poți să vorbești cu nimeni decât cu roboți sau pe net. Atât, deci nu poți să afli nicio informație. Da, și în magazin nu știe nimeni nimic. Cu clienți, nu știu ce, și nu mi-a răspuns nimeni nici până în ziua de azi. Da, deci eu aș vrea să mă mut. Probabil la Vodafone o să mă mut, dar să vedem ce rezolvăm în seara asta. Am luat camera asta mare cu mine, poate să sperie lumea de ea. Îți dai seama că n-ai cum să-l filmezi pe ăla până îți povestești? Păi nu, dar o am în mână, știi, să nu știe de la ce televiziune sunt. Da. Da, hai că să vedem ce rezolvăm. Gata, am rezolvat ceva. O să vă explic acasă exact ce am rezolvat. Da, deci ideea e în felul următor. Știu că eram supărat pe Orange, dar mi-am prelungit abonamentul cu 6 luni. Ce? Cum așa? A fost cea mai bună variantă. Stai că o să auzi și tu. A fost cea mai bună variantă dintre toate portări, toate astea, pentru că oricum nu am bani să-mi iau telefon acum, deci nu avea rost să prelungesc abonamentul aici cu mai mult sau să mă portez în altă parte la abonament. La cartelă nu se putea porta de pe abonament, trebuia cumva să reziliez contractul, apoi să trec la cartelă și apoi să mă portez de la cartelă la Orange, la cartelă la Vodafone, de exemplu. Și așa mi-am schimbat abonamentul oarecum, cu 20 de euro am 16 giga de net și nelimitat minute și mesaje. 16 giga? 16 giga. Tu mai ai cu mega? Da. 500 și parcă mai am un 500, deci în total un mega. Un giga. Acum a fost pot scrie pe tine. Da, deci 6 luni am abonamentul ăsta nelimitat, cu 16 giga de net, 20 de euro. Iar apoi probabil că o să-mi iau telefon și nu știu dacă mă portez sau nu, să vedem. Hai la sală. Hai. You like Nu știu dacă mai avem timp de cardio, dar îmi bubuie picioarele. Bubuie! Foarte bun antrenamentul de azi. Da, gata sala. Mă duc și eu să mănânc ceva și apoi am treabă, pentru că trebuie neapărat să termin astăzi, maxim mâine, review-ul la tastatura asta șmecheră. Poate până când o să vedeți video ăsta o să fie și video ăla terminat. Dacă îl termin în seara asta, o să-l pun mâine, probabil înainte de vlog, ca să puteți să-l vedeți. Dacă o să fie gata, o să vă las aici un link sus în stânga să îl vedeți, pentru că probabil mâine, poimâine, depinde când sunt gata, o să trebuie să o duc înapoi. E o tastatură foarte, foarte mișto, am folosit-o de când am luat-o, m-am obișnuit cu ea și îmi place super, super mult. Cam atât. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să mă lăsați un like dacă vă place ceea ce fac, să dați share, să vă aduceți prietenii voștri și ne vedem mâine. Pa!